legata al tuturor destini, legata al tuturor timpuri, al tuturor timpuri, al tuturor timpuri, al tuturor putem onora acest moment, lansarea acestor impresionante urme dedicate unor înțare și urmă de înțare. Aparența drept, peste toate 200 de autori au contribuit la aceste urme. Este un mie de pagini ale cei care de ele și doar ieșirea în volume, dar de la detaliu, este impresionată în faptul că nu putem întreba cum trebuie să fie fost. Iată așa activitatea unui om pentru a genera o asemenea încercare de recunoștință și de respect de cum apariția acestor lucruri. Și încercând să găsesc ea, sigur, că ea o arătul de campania și poate nu va agrediza și nouă, încercând să găsesc ea, cuvântul în care mă obsedează în ceea ce crește personalitatea României sale este noblețe. Noblețe în acțiunea instituțională, noblețe în conduita personală, noblețe în stil, noblețe în valorile pe care le profesează în mod timp. În acțiunea instituțională, toți ne-am gândit, în primul rând, că profesorul Paiaț este un consultor de instituție. Este de treabă facultății de drept, a avut 3 mandate, ar fi putut avea o câte dacă n-ar fi decis sau recomandat să ne vede de această nuclea opțiune de a duce facultatea de drept din ce în ce a sus. Sigur, din păcate, de atunci a venit și pandemia și trebuie că a urmat are la dificultate de a păstra nivelul. Dar toți știm că în acțiunea instituțională, facultatea de drept sub conducerea pe care îi Paiaț a devenit, a consolidat poziția de cea mai reputată de facultatea de drept din România. Este, ne-am dorit, una dintre cele mai puternice facultăți din Universitatea de București. Obține la examenele profesionale rezultate onorante și care nu vor fi erate de altă parte de stată. A devenit principala antenă internațională a dreptului românesc prin nenumărate congrese, conferințe, colocuri, proiecte de cercetare, pe care domnul decan Paiaț le-a organizat, stimulat, întrupat. Dar dincolo de chestiunea asta care sunt oarecum un palmares recent, domnul decan Paiaț a întrupat un stil de conducere cald, personal, tolerant, inteligent, înțelept și fiecare membru al comunității academice a facultății de drept s-a întâlnit cu aceste profesori în mandatele domnului decan Paiaț. Pentru asta este noblețea în acțiunea instituțională, dar și aplicarea în domeniul profesional a valorilor intime a noblețe pe care domnul Paiaț pentru asta. Și aici sunt mai multe laudații în primul volum dintre acestea 3 și se insistă pe acest aspect al toleranței și echilibrului, al deschiderii pe care domnul decan Paiaț se manifestă și în acțiune. Dar deschiderea asta este
cum vă spuneam, pentru valorile care fac aceia care îi cunosc de aproape, să spună că următoarea trebuie să mult voie. Aici noblețea se leagă de vița nobilă pe care domnul profesor Vargas o arborează în cei care mă dat vieții sale. Profesorul Vargas cultivă legătura cu istoria. Cu istoria României, o cultivă intens. Cu istoria instituțiilor la care a ținut și care a condus. Galeria de Cainuri a Facultății de Drept, conferința 100 de ani de drept românesc, de 100 de ani de la Marea Unire. Toate atestă această fidelă aderență a profesorului Vargas la valoare de identitate pe care istoria României le pune la dispoziția noastră. Și asta este o forță și un exemplu din nou de noblețe. Și unde valorile intime care conservă această identitate se apreciază așa în față de toată. Și înainte de a trece mai departe, aș dori să închid puțin entuziasmul acestei manifestări pentru o datorie de memorie pe care o avem astăzi. Din păcate, această aniversare nu poate fi atât de reușită cât ar fi fost dacă ar fi participat la ea o persoană foarte largă de aia, care și-o să spună, și anume tatăl Luisa, pe care l-a pierdut acum mai singură lună. Dumnealui este însă aici, în spiritul său, și acolo din cer se bucură. V-aș propune să celebrăm această lucrurile. Acum vom continua cu mesajele pe care mulți dintre colegii domnului Vargas au dorit să le prezinte cu ocazia lansării acestui volum omagial și cu ocazia acestei aniversări foarte dragi nouă. Avem mai întâi un mesaj înregistrat din partea domnului rector al Universității din București, Marian Preda, care din vreme a avut participat personal pentru că se află la întâlnire internațională. Dacă putem să difuzăm acest mesaj. Stimate domnule profesor, dragă Flavius, mă alătur cu bucurie celor care, în acest moment aniversar al vieții și carierei tale, îți sunt alături cu prietenie și prețuire. Din păcate, angajamente internaționale luate anterior programării acestui eveniment mă împiedică să fiu prezent fizic printre voi. Vă asigur că împărtășesc cu voi bucuria momentului și vă transmit gândurile mele bune. Aceste gânduri sunt un omagiu pe care încerc să ți-l aduc și să-l așez pe pragul tău de 60 de ani, un prag de trecere de la maturitate la consacrare, de la experiență la înțelepciune, de la considerație din partea celorlalți, la respect și recunoaștere. Dragă Flavius, știi că mă pasionează timpul. 60 de ani, borna aceasta a călătoriei tale, este relativă din multe perspective. Din perspectiva trecutului, ai în spate o serie de realizări cu care poți să te mândrești, o carieră impresionantă și un nume pe care oricine în România și mulți în străinătate, în lumea academică, îl cunosc și îl respectă. Din altă perspectivă a viitorului, 60 de ani este doar vârsta maturității depline intelectuale, așa că următoarele decade vor fi și cele mai productive intelectual. Și nu o spun eu, o spun cercetătorii în medicină.
Conform unor studii recente, perioada cea mai productivă intelectual este între 60 și 70 de ani, când interacțiunea între cele două emisfere ale creierului devine armonioasă și facilitează creativitatea și deciziile înțelepte. Iar a doua cea mai productivă perioadă este între 70 și 80 de ani. Deci viitorul sună bine din multe perspective, dragă Flavius. Sunt încredințat, dragă prietene și distinsă coleg, că ceea ce ai realizat tu, cele 6 decenii de viață și cele 4 decenii de prezență ca student, profesor și decan în spațiul Facultății de Drept a Universității din București, este remarcabil. Contribuția ta își are rădăcinile în secolele de educație și cultură ardeleană sintetizate, transmise ție și asimilate exemplar de tine, atât din familie cât și de la Liceul Andrei Șaguna din Brașovul, de care ești atât de mândru. În formarea profesională solidă ca student și șef de promoție al Facultății de Drept și în interacțiunile tale, în intersecțiile tale intelectuale, cu personalități exemplare din lumea juriștilor, dar și din mediul academic în general. Winston Churchill spunea că victoria nu este niciodată finală, înfrângerea nu este fatală, curajul de a continua este ceea ce contează. Știu că ai acest curaj și îți urez să continui cât mai mult în toate câte întreprinzi, dragă Flavius și distinse profesor Bias. Sincere felicitări și la cât mai multe realizări similare viitoare. La mulți ani fericiți și împliniți! Care dați în acest fel o anumită coeditate
spiritul al ceea ce înseamnă omul de știință, ceea ce înseamnă profesorul, ceea ce înseamnă mentorul, în punea urmă ceea ce mine m-a învățat ca regla din București și în calitatea de proiectă a fost să văd exact acest spirit sau dată care te va proiectă la proiectă. Răspunsul comunității este absolut fundamental. Și moralitatea, cumva contribuția profesională și umană și umană legală a comunitatea de scolaritate și comunitatea și comunitatea și unde anume se poate avea comunitatea și comunitatea și comunitatea și puternice, o trăsătură convențională a lui Adieti, care s-a o vârstă mult mai împlinită, spunea, că a avut o lăsată cultură de moarte de comune de maturitate. E bine, din această perspectivă, sunt puțin aceste trei de fapturi, ca să nu vorbim și de o transire a lui Carlos, arată că găsimul culturesc și profesional al l-am cunoscut pe profesorul Boaz în faimoasa revoluție, din mai multe perspective, dar nu ca frate Ludwig, l-a ajutat să creeze o singură colaborație. A adaptat pe perioada în care reduce o singură personalitate de profesorul Boaz. În primul moment, obligațiile profesionale au făcut să colaborez. Să servim împreună interesul patologiei proiecte. Cum am pus în colaborare din poziția de director. Și aici ar putea să evoc foarte subțic două momente care m-au rămas în modul de anar și conceptual de aceea colectivă, o ședință din comemorare de operatorul în locul de anul 2007, în sala de conservatorul de care nu e mă duc aminte întrebările puse într-o manieră întotdeauna intimidantă și la spune momentată de Carlos Cioban. Domnule director, sunt informat din mai multe surse că pentru transmisia online a citoterapie să rămâneți așezat. Se pare că nu se au se percepe suficient din Europa, dacă puțin așa ce spune. La acea ședință am fost întrebați și eu și Octavius când anume urmează să primească înapoi facultatea de drept întregul palat în soare. Am spus o recunoștință, un răspuns și cristând că se va întâmpla aceasta în timpul exercitării mandatului meu de drept. Și mă bucur, într-adevăr, să spun că și cu ajutorul conducerii facultății de drept am reușit să conduce facultatea noastră și în 2019 am reușit să restituim în cine această cadere facultății de drept. Este de aminte și una dintre realizările de mai deosebite pe care aș putea să o evoc aici acum de drept. O altă amintire pe care o am este în legătură cu consorțiul franco-român sau romano-francez, consorțiul juridic, pentru că la un anumit moment, datorită unor raționamente mai degrabă financiare, se punea problema de acest program acolo sau nu se poate. Și mă aduc aminte că sub imperiul acestei emoții puternice că s-a putea ca acest program să mai fie cel mai mult succes program și nu le-a fost la facultate, am decis împreună cu profesorul Baia să mergem și să predăm cauza bună a facultății dumneavoastră, chiar la Sorbonne. Rezultatul știți, programul continuă
și iarăși se vorbim să spunem ce legă să fie spus despre Common Voice. Sigur că dacă este să vorbim despre omul de știință, poate dubiați, aici sunt cel mai puțin în măsură să fac anumite afirmații cu privire la operația și felul care a influențat dreptul și bine la România. Vedem aici aceste trei volume impresionante și sigur că se poate multe studii care evocă contribuția lui sale în domeniul simulației, m-au spus de colegi, aici a fost tipul este aparența. Foarte interesant, poate puțin ironie, este și aici lucrurile de ceea ce a făcut Claudius Baia și ceea ce lucrurile profesional. În domeniul meu de cercetare, unul dintre domeniul cu care mă ocup, filozofia minții, problema simulării, în sensul bun al cuvântului, este o problemă centrală, pentru că se spune că atunci când vrem să înțelegem, să explicăm, să raționalizăm comportamentul celorlalți, cel mai bine este să arătăm o anumită dimensiune empatică. Să înțelegem ce anume s-a întâmplat cu noi înșine, la fiind în situația celor cu care trebuie să înțelege ce se desfășoară. În fine, dar în ultimul rând, pot aici să spun ceva mai direct și mai personal, în legătură cu relația mea directă, relația cu Nicu Fabius, și fiind mai puțin în situația de a vorbi succint despre ceea ce cred eu că caracterizează, ceea ce mă frapează pe mine personalitatea prietenului și colegului cum se spune de Zbaias, atunci nu aș ezita să spun că sunt câteva trăsături caracteristice ale domniei sale, care se leagă foarte bine, sunt foarte coerente cu toate și fără să nu fi consultat înainte de Cristian Mătrantică, iată că amândoi suntem convergenți în aceste adresi. Am în vedere această secvență care cred că le-a trebuit toate un spirit senioral, echilibrat și tolerant, profund, caritabil și gata să recunoască oricând, fără nici a mai mică umbră de resentiment, faine din mic, în propriul judecăți și aprecie față de spusele și faptele ce vă urmează. Dar studiul pe care eu îl intervit în acest volum este un studiu care analizează într-o manieră abstractă, în perspectiva a logicii și în perspectiva filozofiei, conexiunea dintre aceste concepte, toleranță, calitate, faiulism. Într-o expresie foarte succintă, pentru mine, toate aceste calități se interesența celui care are un spirit autentic, liberal, și folosesc ca liberal mai mult ca la genetici, pentru că nu vreau să spun ce înseamnă că prima copilă, deși sigur că profesorul Baias pare a fi pus tehnice cu orice fel. Și mă interesează mai degrabă această atitudine mentală pe care o transmită de fiecare dată din ceea ce spun și mai ales din ce face. Pentru mine, Claudius Baia se încurcează și personifică cu multe naturalețe și privesc acest portret ideal al unui liberal al unui. Mă bucur să fiu printre aceia care au stat aproape și care au putut acesta să-i cunoască și recunoască toți diferențele calități umane, morale și intelectuale. A fost, așa cum se spune, un privilegiu și o onoare să lucrăm în comună cu tine de la universității noastre. La mulți ani bun, frumos și prosper, unde și mai multe și mai mari alunări, distințe profesor Baias și dragul nostru prieten profes. Pardonnez-moi de parler en français, mais
Même si j'avais pu parler au moins, je crois qu'il m'a bien fallu une voix française, ce qui m'entendre cet après-midi, quand j'ai le sentiment que le français est aussi un peu la langue du cœur du voyant familial. C'est bien sûr l'ordre sous lequel je peux avoir quelques titres à m'exprimer, pour souligner tout ce que Elvis Payas a apporté à la collaboration académique, et plus qu'à la collaboration académique, à l'amitié entre la Roumanie et la France. C'est une chose notoire, et à chacune des rencontres que nous avons pu avoir, nous avons pu éprouver la force de cet engagement, la solidité de cette amitié, et lorsque je dis nous, je ne parle pas uniquement en mon nom personnel, même si je suis heureux de le faire, je ne parle pas uniquement au nom de l'Université Paris-Nanterre-Sorbonne, même si j'aurais quelques titres à le faire. Je parle au nom des 15 universités désormais françaises, membres du consortium, et de l'Université de Luxembourg, ou partout. Le nom de Fabius Vallas résonne comme celui d'un ambassadeur et d'un ami du droit et de la Roumanie. Il faut dire que le moyen Vallas conduit au cœur des paradoxes, puisque dès le début, portant un prénom impérial, il se voit couronné par la République française des Palmes, avant que nous en étions témoins nombreux ici, de se voir remettre la Légion d'honneur en 2017 par Madame l'ambassadeur. Il y a donc un paradoxe, mais ce paradoxe, je dois avouer que Fabius le vit avec beaucoup de talent. Parler aujourd'hui est forcément émouvant, parler d'un ancien secrétaire d'État, parler d'un ancien moyen, parler d'un professeur, parler avant tout d'un homme qui représente d'une façon éminente beaucoup de qualités ici et avec les papes. On se réjouit de retrouver, souvent trop rare, il faut le dire, dans nos collègues, enseignants, chercheurs, ayant à marier l'exigence de la recherche, l'exigence de l'enseignement et en même temps l'ouverture, l'accueil, la chaleur, sans lesquelles l'intelligence artificielle aura vite fait de nous remplacer, ce dont je suis sûr que ni Fabius, ni aucun ici à venir ne porte le souhait. Le doyen Vallas a ici, mais à partir d'ici et bien au-delà, ai-je entendu, manifesté précisément la polyvalence de ses talents. Professeur, je ne peux dire grand-chose, si ce n'est que pour avoir rencontré de nombreux de ses étudiants, je sais à quel point il sut être éminent. En effet, c'est bien dans ceux que l'on a eu à former qu'on peut apprécier la qualité de l'enseignant, du pédagogue, de l'éveilleur et parfois de l'ami. L'administrateur, j'ai un peu plus de titres à en parler parce que, bien sûr, cette dimension de mon métier, parfois injustement regardée, cette dimension est essentielle. Que serait l'université si certains de ses maîtres n'acceptaient pour certains des choix en s'occupant de la faire fonctionner? Fabius Vallas a eu à diriger la faculté de droit, a eu à conduire le bateau dans l'océan qui ne fut pas toujours tranquille. Il y eut un certain nombre de bourrasques, peut-être même de tempêtes, mais la barque était tenue d'une main solide et c'est avec une sérénité, je sais, que transmission s'est faite de cette responsabilité. C'est important pour moi, en tant qu'ancien doyen de l'école de droit de la Sorbonne, en tant qu'encore engagé dans l'accompagnement du collège juridique en études européennes, de souligner à quel point cet administrateur que fut le doyen Vallas fut avant tout un soutien inconditionnel à cette œuvre qui lui est revenu d'accompagner si longtemps et avec tant de talent ce collège franco-roumain, romano-français. Ce collège en tout cas qui est une
incomparable source de fierté pour nous. Et je dois dire que si le collège est un modèle de réussite, c'est précisément parce qu'il repose sur un échange extrêmement fructueux, extrêmement fraternel, fondé sur l'estime et le respect mutuel, que Fabius, ainsi que tant d'autres de nos collègues, ont su imposer le respect par la qualité des enseignants, par la qualité du chercheur aussi. C'est le troisième point, bien sûr, essentiel, qu'il faut souligner, chercheur et passeur certainement, impressionnant volume de contributions en témoigne, mais cette dimension de recherche et de passage s'est magnifiquement illustrée avec les œuvres de traduction qui furent initiées, accompagnées des traductions en français du Code civil roumain, traduction du Code de procédure civile, animation des journées de recherche franco-roumaine qui font que, à bien les regarder, non seulement le français est une de ses langues de cœur, mais je soupçonne que la maison de son cœur est aussi un tout petit peu sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, sur les contreforts du Panthéon, nous avons tant de plaisir à le croiser régulièrement. Ce travail de recherche, ce travail de transmission est extrêmement important et est certainement un des piliers sur lequel nous pouvons, avec beaucoup de sérénité, construire une Europe qui ne soit pas celle des technocrates, qui ne soit pas celle des politiques, qui soit réellement fondée sur le droit, l'accompagnement et la compréhension de nos populations. C'est un paradoxe, encore, pour un collègue aussi éminent et aussi profond, que d'avoir choisi comme thème pour ces mélanges celui de l'apparence. Rien, a priori, de plus éloigné de Fabius Vaias que l'apparence, lorsqu'on la prend abruptement ou superficiellement, ce serait plutôt la profondeur qu'il aurait fallu évoquer ou la réalité. Mais à bien regarder, on sait qu'en droit, l'apparence est créatrice de droit, précisément, et que l'apparence est très riche, certainement. Je crois, en tout cas, de cause, qu'il y aura dans ses activités de professeur, dans ses activités d'administrateur, dans ses activités de chercheur, magnifiquement répondu à une bien belle injonction. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice, la justice et un autre, l'enseignant, le chercheur, la vie.
și citește scrisoare, nu vorbește. Scrisoarea nu era mai multă, pentru că am văzut că citește în 10 minute. Citește scrisoarea, dar nu am câteva fragme, cum așa, că nu știu să nu o citiți de cele ce le citesc. Am o intrare în scrisoarea mea. Și după aceea, niște ore scurte. S-a scris așa. Împlinesc la 30 septembrie 2021 o etapă de la care începem, cum s-a spune, o a doua viață. Bucură-te că ai împlinit-o, dar aștepte-te că de alte împlinit. Primul lucru pe care ți-l urezi este să iubești viața și să lași din partea ei multe realizări viitoare. Pentru anii care vin, să folosești o singură rozină. Iar astăra, al astăra. Iar ca să ajungi acolo unde mai este niște afară, cu ultimul cuvânt, excepție. Asta a fost un bun lucru. Dar ce încep povestire? Unde eu știam? Marele și multele acțiuni dorite să te îndeplină pentru recunoaștere a meritelor instituții care în 2009, în primul secol și jumătate de existență, au început să curgă din primul an de degeană. Deci tot ce s-a întâmplat de la 2009 încolo, următoarea facultății acestea a fost meritul degeană. Să le evoc în întregime, nu este cu putință. În primul rând, pentru că nu le știu cum prinde pe toate. Dar mai ales, pentru că cele câteva cuvinte omogeneare, ele nu pot competea. Tot. Patru s-a fost primul care s-a gândit că are nevoie de o introducere. Scriptică. S-a născut cartea lui Mihai Andronescu, intitulată Facultatea de Drept a Universității din București, 1859-2009, Fire de Istorie. Sprijinul noului decan din plină rețea de zile de conducere a fost un ajutor permanent util prin deschiderea tuturor vizualelor documentare. Astfel, este greu cum Petre Antonescu a construit o adevărată misterie, care este tot facultatea asta în care ea a și astăzi. Totuși, colții vremurilor nu au lucrat. Așa, decenii, în multe decenii, sau pur și două cuvente. Deci, experții tehnici au avertizat că măsurile de concentrare sunt absolut necesare. Ce-a făcut primarul București? A fost din linie roșie. Dar, în tot
am înțeles și eu mă nu zic. Dar nu poți să nu iei. Te cum pornești de la livrare și un sediu de canalului, te rog un culoarului bonaș, te întâmpină potrivesc ca nou. Ca nou de unor personaje iluse ale acestei instituții. Când deschizi ușa unei capete, pe cele mai multe ori constrați existența unui mobilier nou. Aspectele de confort, nici ele nu sunt uitate. În locul deștii ori la deatoare de persoane, este desormier funcționale, găsești la deatoare mai noi, mai moderne, etc. Și nu mai contin, dar și care e un. Și tot ce a făcut în această facultate, s-a făcut prin inițiativa de la NATO. Singurul de acesta, de data mai răspățit și altele, de pildă, după ce facultatea a fost cinstită de conducerea statului, prin oferirea lui Corpului de a la 5 de aferi, să am instituit sărbătoria zilei facultății, printr-o reuniune a membrului colectiv, s-a găsit privire și pe cinstire a celor mai vârstici, din cadrul consultației. Și de această vârstă și de o s-a bucurat și s-au bucurat și azi în contată că mai sunt băiați în țară. Așa am început la oameni, mă rog, în acest moment.
de ce mai relevantă. Da, am un lucru de indicatori. Următoarea intervenție este profesorul meu, profesor Valeriu Stoica, un foarte apropiat mentor al profesorului Paias și un lucru de domnule decan, am să o urmez de spate de aia invalidat, pe tine în loc, pe limba. Pentru că ceea ce era spus ca replica ca oficial, mai puțin oficial, am scris un invalidat cu o caracteristică în primul volum, în decizii care e impresionat astăzi. Acum aș vrea să subliniez două calități de vieți intelectuale care explică în bună măsură tot ceea ce am zis în locul. Adică explică toate realizările profesionale în domeniul atât de variate pe care le-a avut și le are profesorul de fapt toate de aia. Prima calitate subliniată și intelectuală este pierdut. Un jucător pe intelectuală pentru că mulți au sentimentul aproape. Dar când acest sentiment este stat în cultură, când are un cultură a unui șapului, atunci el ajunge trepte de raționament pe care altfel nu l-ar putea. Cred că acest sentiment de devenire explică în bună măsură această intelectuală de opere în primul volume. Pentru că prietenia este cea care a legat pe Claviu sau unul cu Baias de toți oamenii care au fost mai multe. Fără a fi prietenia de prietenie, acest lucru n-a fost. Nu e vorba doar de prietenia intelectuală pe care o dată oamenii cu Baias, e vorba de această reciprocitate care ne obligă nu doar să facem gesturi de bunătate, dar care ne îndeamnă pe vechile să fie obligate. Și pentru că e din ea să mă amintesc în vechiulării și particulare și dar și voi este o scurmă a din anumite particulare și o putențat pe vechiulării la vechiulării. Mai întâi, să ne amintesc, dragă frate, cum ai făcut cea mai bună lucrări de pășuni, și eu am fost asupra de lucrurile. Așa, dacă doriți vreodată să aveți cea mai multă lucrățină de la faptul aceea, evident că dacă vreți de zicea aceste lucrurile, este fără participare la care și aceste lucrurile. A doua lucrurile care e mai mult de episoade cu ele lucrătoare, faci de mai multe lucrurile. De câte ori am văzut în drumul meu. Și aceeași bucurie pe care o are de prietenie, oamenii intră în contextul de prietenie și cu oamenii ca și cu ceea ce vreau. Ne amintesc că la Roma, am văzut că trei din Romii și am văzut din Romii, pe aia cu parole de noi, am terminat cu lui, ne întâlnă de la Mișca, unde chiar și ne-am văzut și am văzut că într-o călătorie, deci, faci cu cel mai mult de avantaj. Al doilea, a doua candidată pe care eu consider la temelia organizațiilor profesionale, pe care în care sunt atunci. Astăzi nu te vorbesc de spate cu spate. Poți să fii patru, discret, fără să simtă cinci lucruri, că ești patru. E din aurul. Pentru că ești scrite de adevărata formă de manipulare. Iar realizările de care au fost patru de aia, de care nu mai știu de atât, nu mai știu de asta, dar am văzut și de cum de inovatorul de care au fost patru de aia. Toate acestea sunt manifestările acestui sentiment de patru de pe care se întâlnează rețelile și vor de care este identit. Și
Și am constatat că, din ceea ce spunea rectorul, dacă unea studiții că m-am întrebat că s-au făcut, cel mai conducit, cred că este o fie roată de proiectă. Eu o să vă notesc din în primul rând, perspectiva de cine? Pentru că, de fapt, și-a spus o intuiție, sunt multe poate intuiții pe care vreau să mai facem. Aia se va fi ca telepatie, cea mai importantă pe care o altă să cel mai mult este cea mai la asemenea de drepturi reale și obligația. Iar aici sunt multe de spus, dar trebuie să sintetizez eu pe cauza intuiției. Și sinteza este în eleganță, nu numai vestimentară, așa se numește, dar și privind la comportamentul, mai ales atitudinii în față de opiniile, care sunt interi. Și determinant a fost atunci, vorbim de ce după anul 90, în care societatea era nu știu, spune că a avut de așezat de viață. A fost foarte important elementul de noi. Adică pentru un student care a fost de liceu, în anii 92, e foarte important să vezi un nou. Atunci am mai zis. Se poate. În ciuda ce vedem în societate, se poate să ai succes, să fii elegant, să fii apreciat și bine, învățând și analizând. Prin urmare, sunt învățători care chiar pot să atingă succes, chiar și prin aceste metode care păreau ca în mode destul de inovabile, deci credeau în succes. Ceea ce este foarte extraordinar și mulțumesc. Și celelalte perspective sunt, dar am evocat o special pe care trăiesc cel mai mult. Am fost colegi, eleganța a continuat, am fost atât șef de departament cât și decan, și din punctul ăsta de vedere trebuie să sintetizez la maxim, încerc spus, sinteza reprezintă echilibru și diplomație. Poate uneori prea multă informație pentru societate. Ce așa e. Și efectul, și anume păstrarea coeziunii unui corp profesional, unui corp profesional, pe durata de mandat. Ceea ce se dorește că nu este chiar. Efectul, evident, am mers mai departe, pentru că coeziunea corpului didactic pe durata trei mandate, pentru că trebuie să continua creșterea. Deja de pe durata aici cu barul, cu rezultate indicate. Și aici de perspectivă, perspectiva pe care o am din calitate de post direct la institutul de facultate, zice presupunerea cu urmărea ca valor, ca președinte al numele naționale a valorilor, unde ea și-a prezentat o mulțumită cum acum pentru toate aceste instituții sau foarte lucruri bune în regulă. Toate cele care nu s-au făcut nu mi se datorează și pot să spun mâna pe inimă că tot ce nu s-a făcut s-a putut face din perspectiva domnului profesor. Nu mi s-a noastră, este problema.
dar și așa evoc un moment foarte practic. Există în formă de procedură și fie o procedură aparte. Și anume administrarea cotelor de către avocați. O procedură modernă pe care practica nu a înțeles-o suficient și nu a usat pe ea, dar care, din punctul meu de vedere, este de natură să aducă profesia de avocat acolo unde este locul, și anume la o poziție egală cu cea a acestat. O poziție cheie în procesul civil. Această procedură, știți toți, a fost primită, susținută, implementată de domnul profesor Baiață și sigur că și domnul profesor Stăica, dar știu că domnul profesor Baiață sunt acolo și implementat nivelul de procedură și de la cine ține în nouă proiectul acestei, care sper că în punctul va produce efectele transformate. Deci, din perspectiva asta, în acordurile profesie de avocat Flavius Baias, rămâne în lucru existența, și anume lege care pune profesia de avocat în o poziție importantă în procesul civil, prin un acord făcut de profesorul Baias. Și pentru asta îi mulțumesc și din perspectiva de președinte al Uniunii Naționale a Valorilor. Prin urmare, pe toate valorile, este vorba de cardinație și de Mai întâi, foarte importante ale mandatelor domnului Jean Baias au fost penalizarea mea cu perioade instituționale, cu prioritatea de stat din Republica Moldova. Practic, Dumnealui a pus bazele unor proiecte cercetare comune, unor ședințe comune, schimburi de profesori și de studenți, care au continuat cu un succes până la pandemie și să sperăm să vă reda în legea aceasta pentru că s-a să revină mai tare. Tocmai din cauza pandemiei nu am avut fi din termen fizic, dar se va comunica online, pentru că am succes tehnic, care domnul decan al Universității de Stat din Moldova, în aceeași perioadă care în urmă să am mai azi, sunt profesor de Universitatea Dr. Sergiu Goiș. Vă mulțumesc, stimați colegi, eu mă bucur foarte mult. Da, am observat. Deci, ziceam, stimați colegi, mă bucur foarte mult astăzi să fiu prezent aici, alături de colegul, de prietenul meu, domnul profesor Flavius Baias, dar mă bucur și mai mult că un basarabian a reușit să treacă prutul, este în sală. Eu o să rog frumos pe colegul Dorin Cimil să se apropie de domnia sa, să-i mineze felicitarea, iar eu, cu permisiunea domnilor voastre, voi da citire textului felicitării mesajului Departamentului Drept Privat. Stimate domnule profesor Flavius Baias, cu ocazia aniversării domniei voastre, Departamentul Drept Privat, din cadrul Facultății de Drept a Universității Țării Moldova, vă aduce sincere felicitări. Sufletul mare și iubitor al neamului nostru, pe care l-ați moștenit de la părinți, a generat o serie de activități, care cu siguranță a făcut posibilă apropierea celor două maluri ale Prutului. Prin, zicem noi, înfrățirea a două facultăți, Facultatea de Drept a Universității din București și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. La acest jubileu frumos vă îmbrățișăm și vă mulțumim pentru energia depusă în sprijinul constat și promovarea imaginii Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Vă mărturisim că în aceste câteva cuvinte nu încap toate gândurile frumoase. Admirația colectivului Departamentului de Privat față de personalitatea dumneavoastră. Astfel încât,
Că vă dorim la mulți ani, o viață pe cât de lungă, pe atât de frumoasă, realizări profesionale, bucurie, fericire. Vă exprimăm dorința de a vă avea în preajmă întotdeauna, dar ușile facultății noastre vor fi deschise mereu pentru dumneavoastră. Acum, un mesaj personal. Știți că pe noi ne marchează unele întâlniri, unele retrăiri și despre una din ele o să vă povestesc acum foarte succint. La 1 decembrie 2016, în cadrul ședinței comune a Facultății de Drept din București, a Facultății de Drept din Chișinău, am discutat unele probleme, după care am văzut acel imens tricolor în Piața Mare a Adunării Generale, iar la 2 decembrie am plecat la Cernăuți, împreună cu colegii din Consiliul Facultății de Drept din București și colegii Consiliului Facultății de Drept din Chișinău. Am ajuns la Cernăuți, dar nu înainte de a vedea cetatea Hotin. Și am constatat atunci cu toții un lucru trist, că la acea cetate Hotin nu este nicio inscripție în limba română. Acum ajung la ceea ce am dorit să vă spun, la acele momente pe care pe noi ne marchează și care cu siguranță astăzi am auzit, a spus și profesorul și domnul ministru Stoica, dar și fiți sigur că cineva le-a creionat în acele trei voluri. Gazda în seara zilei de 2 decembrie a fost Centrul Cultural Român din Cernăuți, Hurmuzache. Și la o oră târzie, atunci când ascultam o melodie foarte simpatică, o melodie care ne spunea care este și cum a fost viața basarabienilor, adică celor românilor din stânga Prutului, atunci când câțiva copilași au ajuns, s-au rătăcit și au ajuns pe malul Prutului, mare le-a fost mirarea să audă că în dreapta Prutului se vorbește aceeași limbă. În acele clipe, profesorul Baias încetișor s-a ridicat, a ieșit afară, eu l-am însoțit și am văzut o lacrimă sau câteva lacrimi care s-au prelins și au ajuns la faimoasa musteață, pe care nu știu acum dacă o mai are și nu când îl văd. Și eu vreau să vă spun că acest lucru, odată în plus, ne dovedește o calitate a acestui mare om. O calitate de a iubi întregul nostru neam românesc și îndeosebi pe cei care trăiesc în afara cotarelor naturale ale României. Iar acum, cum zice poetul, ce-ți doresc eu ție, dragă Flavius? Îmi doresc și mie să trăim împreună acele clipe în care va dispărea hotarul de pe Prut. Iar copiilor noștri, dar poate dacă nu copiilor, măcar viitorilor nepoți ai noștri, le doresc să trăiască ei clipile în care România mare va îmbrățișa hotarele ei, în care vor încăpea și meleagurile Cernăuțului, dar și valurile mării care scaldă în acest moment zidurile cetății albe și poate că doar ele se mai aduc aminte că pe vremuri la cetatea albă se vorbea românește. Să ne trăiți, domnule profesor, la mulți ani, fericiți înainte. Vă mulțumesc!
mulțumesc, domnule decan. Mărturisesc că m-am întrebat cum se explică prezența mea în această listă foarte selectă de intervenienți reprezentativi pentru numeroșii prieteni, colaboratori, colegi, mentori și discipoli ai decanului Flavius Baias. Singurul răspuns rezonabil pe care l-am găsit e legat de faptul că mă aflu la cel de-al treilea mandat de decan, iar specia decanilor cu trei mandate se pare că e pe cale de dispariție. Acest punct comun pe care îl am și sper să nu fie singurul cu decanul Flavius Baias îmi permite să privesc și să înțeleg întreaga sa carieră ca pe o construcție academică demnă de admirație, pe care prietenia noastră relativ târzie a surprins-o în momentul său culminant. Pentru că, într-adevăr, a fi decanul celei mai importante facultăți de drept din România vreme de 12 ani, dincolo de responsabilitatea poziției, îți creează privilegiul de a-ți lăsa amprenta în mod definitoriu și poate chiar definitiv pe istoria sa instituțională. Și același punct comun pe care îl am și încă o dată sper să nu fie singurul cu decanul Flavius Baias, îmi îngăduie să privesc și să înțeleg în toate semnificațiile sale profunde și complexe gestul impresionant pe care l-au făcut împreună editoarele acestor volume și cei care au contribuit la scrierea și publicarea lor în onoarea celui pe care îl sărbătorim astăzi. E un exercițiu de admirație, de dimensiuni fără precedent, la care am avut plăcerea să contribui și care mă face pentru prima dată să pun sub semnul întrebării un lucru pe care l-am auzit în repetate rânduri în ultimii ani, de care eram convins și pe care știu că l-a auzit la rândul său și domnia sa. Nu-ți fă iluzii, nu merită efortul, e un sacrificiu inutil, pentru că nu-ți ridică nimeni statuie. Iată că decanului Flavius Baias i-a fost ridicată astăzi statuia. Îl invidiez prietenește, nu întâmplător l-am declarat cu anumită ocazie sumus amicus. Îl invidiez, spuneam, printre altele și pentru că sunt sigur că va rămâne singurul decan cu trei mandate care să aibă parte de o astfel de recunoaștere monumentală. La mulți ani, dragă domnule decan Flavius Antonio Baias. Mulțumesc, domnule decan. Domnule profesor și decan Flavius Antonius Baias, stimați colegi, profesori și decani, onorat auditoriu, în numele Corpului Academic al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vă dorim la acest moment aniversar să ne exprimăm și să vă transmitem prețuirea noastră pentru unul dintre cei mai reprezentativi autori și dascări din domeniul dreptului. Numărul mare de autori care în așa scurt timp au ținut să contribuie la volumele dedicate domnului profesor reprezintă o recunoaștere a inestimabilei sale activități în slujba Facultății de Drept din București și a vieții academice române de peste trei decenii. Dânsul este pentru întreaga lume juridică română un simbol și un reper, un maestru în adevăratul sens al cuvântului, care a îndrumat și inspirat multe generații de studenți și de cadre didactice.
în vremuri în care tot mai des prevalează superficiala recunoașterea contribuțiilor științifice după repere cantitative sau sub influența unor campanii de imagine, numărul mare de autori de valoare, mulți și de la facultatea pe care astăzi o reprezint, Facultatea de Drept de la Cluj, care au ținut să arate prețuirea lor profesorului și decanului Flavius Baias, arată că nu am uitat să apreciem distinția și calitatea umană, adevărata valoare, care nu este nevoie a fi clamată, pentru că este recunoscută. Domnul profesor a fost întotdeauna un prieten sincer al Facultății de Drept din Cluj, afinitățile culturale care decurg din legăturile sale cu Ardealul fiind evidente, este un vechi colaborator al școlii noastre doctorale. Personal am avut onoarea de a fi îndrumat în Comisia de Susținere a Tezei de Doctorat de către domnul decan Baias. Și pentru că suntem la un moment aniversar, rememorând emoția unei scene dintr-un film care mi-a plăcut în mod deosebit, A Beautiful Mind, în care un tânăr student al Universității din Princeton privea sub îndrumarea maestrului său cum se arată prețuirea pentru profesorii valoroși în Statele Unite, în numele meu și în numele facultății pe care o reprezint, a întregului corp profesoral, vreau să vă spunem, domnule decan și dragă Flavius, aveți stiloul prețuirii noastre, la fel cum în film profesorul primea stiloul prețuirii de la colegii săi de la Princeton pentru realizarea vieții sale. Sigur, așa cum a spus și domnul rector în deschidere, viața este înainte, este doar un moment de prețuire de care ne bucurăm și pentru care vreau să felicit pe organizator, pentru că în astfel de vremuri complicate au făcut totuși posibil să ne putem bucura de aniversarea noastră și să ne putem bucura de valori adevărate. Întreaga noastră prețuire. Domnule decan, mă gândeam schițând câteva idei pentru sărbătoarea de astăzi, că nu există o rețetă a succesului. Nici ca decan, nici ca profesor sau avocat, nici ca autor de lucrări științifice. L-am cunoscut pe domnul decan Flavius Baias la hexagonul facultăților de drept în anul 2012. M-am apropiat atunci de Facultatea de Drept din București, cu ușoară reticență a unui decan din provincie, dar cu speranța și așteptarea legitimă a schimbului de idei specific hexagonului. Am constatat că a fost mult mai mult de atât în cele ce au urmat și a fost neașteptat. Am cunoscut atunci decanul. M-a cucerit imediat naturalețea primirii, firescul și eleganța cu care ne-a integrat într-o colaborare care avea să dureze peste timp. Aveam până la acel moment doar imaginea profesorului, autor al binecunoscutelor lucrări în dreptul obligațiilor, în dreptul familiei, în materia drepturilor reale. Și m-am gândit că poate am plecat la drum cu o idee preconcepută, pentru că nu este puțin lucru să îți prefigurezi întâlnirea cu decanul celei mai importante facultăți de drept din țară. Memoria acelei întâlniri îmi spune însă că sunt oameni care știu să creeze relații și sunt oameni care știu să modeleze succesul. Și relațiile și succesul aparțin întru totul Facultății de Drept din București și domnului decan Flavius Baias. În anii ce au urmat, distanța în kilometri, nu m-am piedicat să particip la proiecte comune, editoriale, științifice sau privind administrarea facultăților. Am asociat fiecare succes notabil al Facultății din București
cu personalitatea, cu tăria de caracter și forța decanului. Am răsfoit pagini de reviste și de cărți care m-au inspirat. Am ascultat idei în conferințe. Am admirat reușitele la concursuri naționale și internaționale, toate ale profesorilor și ale studenților facultății din București. Succesul este unicat. Cele trei mandate rămân cu siguranță înscrise pe blazonul Facultății de Drept din București. Iar cea mai recentă mărturie a succesului sunt cele trei tomuri omagiale. Chiar dacă le-am privit deocamdată în spațiul virtual pe site-ul editurii Hamangiu, nu am putut să nu constat o configurare aparte a foii tipărite și a conținutului. Nu am putut să nu mă gândesc că aceste tomuri, văzând grafica lor de asemenea, aduc mireasma timpurilor în prezentul Școlii de Drept Bucureștene. Nu este doar un omagiu adus decanului și omului Flavius Baiaș, ceea ce se întâmplă astăzi. Aș spune că este sărbătoarea excelenței unei comunități care știe să-și prețuiască valorile, care știe să scrie istorie și care este un model al succesului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule decan, distinsă audiență, domnule decan Flavius Baiaș. Sunt onorat să particip astăzi împreună cu dumneavoastră la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, zic eu, lansarea celor trei volume omagiale dedicate domnului profesor Flavius Antoniu Baiaș. Domnule decan, prietenii dumneavoastră de la Craiova, nu puțin, m-au mandatat să vă transmit la acest moment aniversar toate gândurile lor bune și că sunt pregătiți pentru noi colaborări profesionale. Consiliul Facultății de Drept a Universității din Craiova a aprobat în ședința sa din 20 septembrie 2021 să îi se confere domnului profesor Flavius Baiaș diploma de onoare pentru merite deosebite în dezvoltarea științelor juridice și pentru promovarea calității și excelenței în învățământ. Personal vă mulțumesc, domnule decan, pentru momentele frumoase petrecute împreună, atât în peregrinările noastre din țară, cât și cele de dincolo de Prut, să mă alătur domnului decan Lucian Bercea acelei invidii a domniei sale, invidii profesionale legate de numărul mare de coautori și de contributori la cele trei volume omagiale. Eu cred că nu, acest număr mare nu vine din postura de decan, nu vine pentru ceea ce ați fost ca decan, ci vine pentru ceea ce sunteți ca om și prieten. Pentru că suntem la o lansare de carte și pentru a ne reaminti de un frumos duel în versuri ce avea loc la Casa Universitarilor din Craiova în urmă cu câțiva ani, îmi permit să închei cu câteva versuri din Marin Sorescu. Mă uit la fiecare carte nouă ca Avram la Isaac, pe când se pregătea să-l înjunghe. Te voi sacrifica și eu pe aceste câteva vreascuri ale cunoașterii și din litere va curge sânge. Și mă voi învălui în fumul lui să nu mă mai vadă duhurile. Și așa voi fi bun materie. Încă o vreme. La mulți ani, domnule decan! Vă mulțumim mult, domnule decan. Stimate domnule profesor, doctor Flavius Antoniu Baiaș, din numele personal, dar și din numele întregii comunități academice,
a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, vă adresez sincere felicitări, însoțite de cordiale urări de bine, cu prilejul aniversării a 60-a de la naștere. Vă asigurăm, mult stimate domnule profesor, și cu această ocazie, de respectul nostru profund și de înaltă admirație pentru multilaterală activitate didactică, științifică, practică și managerială pe care ați desfășurat-o de-a lungul anilor. Devotamentul, profesionalismul, corectitudinea, verticalitatea, virtuozitatea sub semnul onoarei vă reprezintă în totalitate și v-au plasat binemeritat în rândul personalităților notorii din România, dar și în Republica Moldova. Avem convingerea că și în continuare veți înscrie pagini de succes în palmares. Vă transmitem recunoștința noastră pentru relația strânsă și rodnică pe care ați cultivat-o cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Tocmai dumneavoastră sunteți cel care a pus temelia parteneriatului Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Facultatea de Drept a Universității din București. Pe dimensiunea educație, cercetare, management academic, vă asigurăm că vom încuraja în continuare dezvoltarea acestei apropieri instituționale de bun augur. Vă dorim ani mulți înainte, marcați de reușite remarcabile, prospere, entuziasm perpetu în activitățile pe care le desfășurați, noi forțe creatoare, inspirație, continuă armonie spirituală alături de cei dragi. Fie ca toate aspirațiile dumneavoastră se prindă contur și să le vedeți împlinite cât mai curând. La mulți ani, domnule profesor! Parte dintre contingenții solidaritate la acest volum au ținut să urmăreze această festivitate cu mesaje înregistrate pentru a fi difuzate pentru domnul decan. Vom avea această serie de mesaje înregistrate, începând cu doamna profesoră Corbana Neamșu, de la Duchesc Universitatea School of Law, care este adresat profesorul invitat la Facultatea de Drept, inclusiv prin sărbătorile în domnul decan la adresa mea. Stimate domnule profesor Baez, bună ziua! Stimați membri ai corpului profesoral al Facultății de Drept din București, facultate pe care o numesc cu mândrie Alma Mater. Este o onoare deosebită să fac parte dintre autorii lucrării In Honorem, profesor Flavius Baez. Îmi pare rău că nu sunt în București astăzi, pe 30 septembrie, în Marea Aulă, când sărbătoriți. Pe 30 septembrie, la ora aceasta, sunt în avion spre Londra ca să mă pot întoarce în timp, ca să continui orele, pentru că săptămâna viitoare, luni, începând de luni dimineața, pentru că etica muncii este ceva pe care am învățat-o în cei 4 ani la Facultatea de Drept în București și m-a ajutat în viață. Nu o să uit niciodată și vă sunt îndatorată pentru cei 4 ani de studiu, pentru cei 4 ani de formare, formare intelectuală, formare intelectuală dialectică, formare intelectuală care m-a ajutat în viață să ajung astăzi profesor universitar în America. Și mulțumesc profesorilor mei și îndrumării dumneavoastră, precum și a altor mari profesori, ca profesorul Gheorghe Beleiu, profesorul Bursan, profesorul Valeriu Stoica,
profesorul Francis Dag, să numesc doar câteva. Ca să închei, profesor Flavius Baez, vă urez încă 60 de ani cu împliniri și sănătate și să ne vedem la București când lansez cu conferențiar doctor Radu Rizoiu traducerea noastră la aceeași editură de marcă, editura Hamânciu. La mulți ani, cu fericire și sănătate, din biroul meu de la Universitatea Duquesne, Facultatea de Drept Duquesne, din orașul Pittsburgh, oraș care original a fost un oraș al muncitorilor din fabricile de oțel, muncitori din Europa de Est. Deci, să ne vedem cu bine. Vă urez sănătate. Aia sunt multe întrebări din facultatea cu drept a Universității de București, dar este cea mai importantă întrebă la Cocona. Am văzut un moment care spune că ea a pus dreptul restrâna Agenția Comparativă ca în Cocona în care apune și s-a demarcat și prin organizarea a foarte multe evenimente importante pentru dreptul comparativ la Cocona. Începând cu Congresul Mondial Capitan, continuăm cu foarte multe simpoziune bilaterale, continuăm cu Societatea Capitan, apoi aderarea, renovarea parteneriatului anual cu Societatea de Educație Comparată, aderarea la lucrurile de cercetare a asigurărilor și răspunderii civile și multe altele. În acest context s-au legat și multe prietenii asupra Societatea Capitan, se definește că a Societatea prietenilor structurii juridice franceze și între aceste prietenii, unul dintre cei mai activi membri ai asociației, șefa grupului olandez, este doamna profesor Diana Dankes-Hagenas, care a ținut să transmită câteva cuvinte pentru domnul Dankes. Cher Flavius, ici un message des Pays-Bas. Je vous félicite de tout mon cœur de votre 60e anniversaire et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Toutes mes salutations, Diana Dankes-Hagenas. Facultatea de drept a beneficiat de un stagiu, cel puțin anual, al unui profesor invitat în Statele Unite ale Americii. Unul dintre acești profesori a fost domnul profesor Bernard, care, păstrează o foarte bună amintire sejurului bucureștean, de primire cu multe campaiați, în numele care a adresat un mesaj. Buona ziua! Greetings from Annapolis, Maryland, to all of my colleagues at the University of Bucharest School of Law, to all the invitees, and in particular to Professor Flavius Baez, in honor of his 60th birthday, La Muzziani, and many more. I am particularly pleased because my wife Renee and I were the guests of Dean Baez when I served as a Fulbright professor in law at the University of Bucharest. Dean Baez's courtesies and the courtesies of his faculty made our time in Romania special and time that we will never forget. So thank you, Dean Baez, for the benefits that you provided to me and my family that made my time in Romania special. When I was asked to make a contribution, I immediately rearranged my summer schedule to do so. When I saw that 200 other authors made similar contributions, I thought that this evidence, and we lawyers love evidence, was the best proof of how you are respected around the world
in our discipline. So again, happy birthday. Thank you for your contributions to our discipline and your contributions to me and my family. And I wish you many more happy birthdays. And I guess I'll just have to be there today in spirit. So please have a wonderful day with all your friends. Din anul 2010-2011, am văzut și mandatele lor de decan, mai ales a cultivat o relație de strânsă prietenie, de multiplă cooperare instituțională, cu facultatea de drept a unor instituții din Coatii, unde avem acum mulți prieteni și împreună cu care desfășurăm multe proiecte de cercetare comune. Cel care a inițiat împreună cu profesorul Baias această cooperare este decanul de atunci a Facultății de Universitate din Coatia, profesorul de drept al Sicurezii, profesorul Mone, care a trimis de asemenea un mesaj înregistrat. Cher Doyen, cher Flavius, je suis très heureux d'avoir pu contribuer à la rédaction de ces beaux ouvrages de droit et de témoigner ainsi de l'amitié qui nous réunit entre Bucarest et Poitiers. Belle cérémonie, Joël. Personal, trebuie să-mi exprim recunoștința și admirația pentru efortul spectaculos din punct de vedere logistic și organizațional al realizării din timp record al acestei lucrări monumentale pe care o lansăm astăzi. Au toată recunoștința mea, atât directorului lui Camargiu, cât și cei trei editori care au coordonat lucrarea și cu multă disciplină au făcut posibilă reunirea într-o structură extrem de sistematică și extremă diferită a contribuției celor două spre autori ai acestui volum. Doamna profesor Camargiu Șarna, doamna profesor Cristina Zanșa și doamna Ioana Bursa. O să îi rog să intervină pe scurt în lumea alfabetică, un toate mulțumirile noastre pentru că am făcut posibil revenitul astăzi. Am mai întâi domnul editor, domnul Tudorac. Mulțumesc, domnule Dican, bună ziua tuturor. Față de multele și frumoase cuvintele care am auzit astăzi, mă doresc că nu am lansat nimic de tema, și anume patriotism, comunitate și respect. În contextul de astăzi, eu aș dori să vă împărtășesc două impresii. Anume că îmi pare rău și că îmi pare bine. Îmi pare rău pentru că momente ca acesta de astăzi sunt foarte rare în lumea academică și în comunitatea juridică românească în general. Mult prea rare față de câți oameni remarcabili au existat și există în această facultate, în celelalte facultăți de economie și nu numai, mentori, profesori, îndrumători, formatori, într-un cuvânt oameni, fără al căror aport și fără al căror contribuție, nici unii dintre noi nu am fi ceea ce suntem astăzi. Și mi se par foarte rare aceste prilejuri în care ne face în timp că reușim să ne găsim împreună, chiar și în formate ciudate ca acesta de astăzi, cumva în sală, cumva online, cumva în streaming. Mi se par foarte rare aceste prilejuri în care reușim să ne arătăm recunoștința, respectul și prietenia față de acești oameni, sau, în alte cuvinte, să celebrăm normalitatea. Pentru că, după mine, astfel de momente nu sunt decât niște simple dovezi de firesc și de normalitate. Sunt datoriți un fel de marcă a unei comunități
care, respectându-și valorile și onorându-și profesorii, face de fapt o dovadă că se respectă și se înțelege pe sine, acționând ca o comunitate. Pentru că, de fapt, comunitatea exact asta înseamnă, împreună. Și mă bucur de fiecare dată când apar astfel de inițiative și mai ales când avem o care să-și participăm la astfel de, inițiative. Și îmi pare foarte bine că un asemenea prilej este posibil astăzi în onoarea domnului profesor Claudius Baias. Și dacă nu v-ați vrea să fac o, glumă, aș zice domnule Decan Baias că se pare că ați greșit dumneavoastră cu ceva în viața aceasta și probabil că nu doar o singură dată, după cum se vede, dacă ați reușit să strâniți atâția dușmani și fiecare a avut să vă spună atâtea lucruri, după vorba fiului care în sală, încât s-au adunat în final 3.000 de pagini pe care le-am imaginat. Eu vă doresc să rămâneți la fel, același, iar nouă celorlalți mi-aș dori să putem fi alături de dumneavoastră și la 70, și la 80, și la 90, tot cu astfel de volume sau poate chiar mai bune, și dacă o vrea Bunul Dumnezeu, sincer, mi-ar plăcea ca primul cuvânt de laudație să fie scris tot de domnul profesor Boloș. La mulți ani și vă mulțumesc! Seria aplicației disponibilitate pentru performanța a care crește tot volume, recunoștința de asemenea pe care am acesta, pe care o vreau să spun. Stimată domnul profesor Baias, dragă Claudius, pentru că mi-am spus că nu tot am de spus pe trei chestii. Ce-ar putea să se întâmple astăzi, cu volumul, cu oameni care sunt prezente aici. Pentru că nu am întrebat foarte multe, Prezent la eveniment, am ascultat de ședere, nu am putut să vreau să vă spun, nu am putut să vreau să vă spun. Dar dacă vă spun, dar dacă vă spun, cum am înțeles, nu am putut să vă spun. Dar în care, profesorul Baias, a știut să aibă bine de o instituție și forța. Exprimat foarte relevant prin felul din care s-a urmat de așteptări tot. Și după aceea încă foarte mulți ani a venit, pe nemărate alte persoane, rătăcite sau nu. Am avut ce oră de zi și de noapte, am avut ce zi de un an și tot așa. Eu l-am văzut foarte mult. Dincolo de cariera ta, dincolo de felul în care ești înțelegită, înțelegi că la muncă la muncă la tine, foarte bine, plin să vă rămâne. Și nu mă rămâne, vreau să vă spun, îți spun un lucru posibil, încă o pe care să vă rămâne la muncă, pentru că ești la muncă. Deci a fost o studie a fost sprijinul de la Anicii, în data în care care a fost tot în care și în alt zi de și eu înțeleg mă rog, spunsă pentru că la primul lucru să se audă și știe că sunt oameni care au fost pe timpul lucru și au primit un proiectul la care și nu ar avea niciodată să se audă. Și
Care prin aceste calități au făcut posibilă apariția acestor volume astăzi. Sunt, pe de-o parte, și părerea profesorului Baias, pe de altă parte, apropiate colaboratoare la disciplinele de drept civil pe care le vedeam în facultate. Doamna profesor Cristina Dramșa și doamna profesor Adriana Arnașa. Vă rog, mai întâi, pe doamna Dramșa să spună ceva. Este primul meu proiect de bucuriat în acest moment. E din să mă bucuriam să mă mai trebuie la lucrurile acestea. Se vină în progresant să primim la lucrurile acestea care m-a sprijinit în precum și pe doctorat în Cursa, Regulațiunea, Simultanul și pe Pandora. În trecut am vrut să postau pe cât posibil cum am avut secretele pe ce s-a întâlnit. Am avut dragul comunitivare să postau pe cât posibil. Doamna Valeria Baias, care e mulțumim de creștinul în secret, pe care l-a făcut. Filmul pe această parte este printre alte bucate de alinație de respect de la lucrurile. În profesorul Baias, cei de la cedul de voi, așa cum ne poți să spune, foarte mulțumesc, dar de bine și cea ce presupune să mă întâmplă, să mă pune în urmări, să mă pun să căutăm acelea aspecte, aspecte de să încheie această serie de opțiuni. Doamna preparatoare a volumului, doamna profesor Adriana Arnașa, de care urmează să o ascultăm din distanță. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru cuvântul acordat, domnule decan. Sunt foarte emoționată. Sunt foarte emoționată și nu o să vină să credeți cât de fericită sunt, pentru că dacă suntem aici cu această ocazie, înseamnă că a ieșit cartea. Uneori, în ultimele ore de când cartea a fost scoasă din tipografie, stau și mă întreb dacă a ieșit sau n-a ieșit. Atât este de intensă emoția care mă cuprinde. Apropo de gluma făcută mai devreme de domnul decan Lucian Bercea privind statuia. Eu aș zice că e mai bine decât statuie, pentru că este o statuie, mă rog, cu ghilimele de rigoare, a cărei reproduceri se poate găsi în bibliotecile, în casele celor care își doresc acest lucru. Nu trebuie să te deplasezi undeva anume ca să o vezi și ca să o prețuiești.
Ne aflăm așadar astăzi într-un moment în care îmi imaginez că domnul decan Baias este animat de emoții contradictorii. Pe de o parte se gândește că începând cu vârsta aceasta costă mai mult lumânările decât tortul. Pe de altă parte se gândește că este într-un moment în care de-abia acum încep, ne explica foarte frumos domnul rector Marian Preda, de-abia acum încep adevăratele realizări, mai ales profesionale. Și mă întrebam ce anume aș putea să spun legat de, de ceea ce se întâmplă și de evenimentul de astăzi. Și vă mărturisesc că e greu să spui ceva ce n-a mai auzit nimeni. M-am gândit însă că poate măcar un detaliu despre felul în care a fost creată, a fost construită această carte, aș putea totuși să vă dezvălui. Deși vă mărturisesc că glumeam cu colegele editor la un moment dat că se poate scrie o carte despre cum s-a scris această carte. O experiență absolut extraordinară pe care n-am mai regăsit-o în această viață și probabil că va fi greu să o mai regăsesc. Și m-am gândit la un singur lucru. S-a vorbit astăzi foarte mult despre umanitatea profesorului Baias. Este un lucru absolut adevărat. Lecții de drept am primit de la mulți dintre profesorii noștri, unii dintre ei răposați, Dumnezeu să-i odihnească, alții care s-au retras, alții care ne sunt încă în continuare colegi. Am primit lecții de drept și de la colegi, nu numai de aici, ci și de la celelalte universități din Hexagon și numai, dar lecție de umanitate, lecții în umanitate, cum ne-a dat, fără să-și propună acest lucru. Pur și simplu servindu-se drept model, cu conduita sa. Domnul decan Baias n-a mai primit. Și vă mărturisesc că în timp ce pregăteam această carte, au fost mai multe momente în care trebuiau luate decizii. Uneori au fost situații delicate. Și am luat o decizie. Să procedez de fiecare dată, întrebându-mă ce ar face Flavius Baias. Vă mărturisesc că așa m-am pronunțat în toate aspectele legate de această carte. Nu știu dacă sunt cele mai bune decizii sau soluții pe care le-am propus discutând cu colegii, dar vă mărturisesc că mi-a fost atât de bine punându-mă în această paradigmă și imaginându-mi că implementez ce m-a învățat profesorul, încât nici n-a mai contat după aceea. Nu pot să închei fără să mulțumesc editorilor cărți. Această carte nu putea să fie pregătită de un singur coordonator științific. Această carte a fost posibilă și are această înfățișare, această apariție pe care o apreciați și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă mulțumim frumos noi editorii și colegul Doru Pădurariu. Datorită faptului că s-au implicat cu o dăruire absolut extraordinară, îmi cer iertare, o să fac o mică rectificare față de afirmația domnului decan Dingă. Coordonatorii științifici am fost trei. Și le mulțumesc Cristinei Zamșa, care din prima clipă nici nu ne-am uitat bine una la alta și am știut ce avem de făcut, dar și Ioanei Vârsta, care din momentul în care am deschis o idee, nu a ezitat în niciun fel, punând absolut toate motoarele, și știm că are niște motoare extraordinare, cei care au colaborat cu ea știu acest lucru, pentru ca acest proiect să iasă cel mai bun posibil. Și le mulțumesc că mi-au fost alături în momente în care pur și simplu îmi puneam la îndoială, ca să zic așa, capacitatea de a duce la bun sfârșit acest proiect. Nu pot să închei decât spunându-i lui Doru Pădurariu că prin această carte, în această zi în care se lansează, s-a format o nouă ligă pentru editurile de carte juridică din România. Îi mulțumesc din inimă. Mulțumesc tuturor!
Dacă dorește cineva din sală sau din online să te rogi. Cred că reprezentarea mea a ascultat la întrebarea asta. Am reprezentat această plăcere la întrebarea mea. Vă rugăm să expuneți ideea cuvinte. Speranța că a avut contribuie la un moment de emoție și de cunoștință. Ideea de conștiință revin la tema vieții, cu care am început, spune Novalis, cel că realitatea intrinsecă a vieții este trăirea de ordinare. Și bine, atunci când vă gândește bine, către mine, către la trebuie, către familie, dar și pentru toți ceilalți. Cum ați văzut la asta? Reacția și asta este de cunoștință. Atât a fost să vă arătăm dimensiunea monumentală a acestui lucru. Pentru că acestea au o anumită. S-au spus multe lucruri astea despre mine, ceea ce din punctul de vedere face foarte inutilă intervenția. Pentru că mi-ați spunat cu ce mă vorbitate, cu, nu spun cu, nu vreau să apărat, pentru că scriu și fac asta cea apărat, cu oarecare exactitate și multă, multă apreciare în acest demers, ceea ce am reușit să fac în activitatea în care fac în persoană. În ultimul celor care ne-au dat viață, care ne-au născut, ne-au lucrat, familia de origine, ca să zic așa, familia în care am intrat, în care am creat, și vedem profesorii noștri, dascălii noștri, colegiile în care ne-am format profesional, profesorul. Am
De ce cred că profesorul de Frankfurt a început, pentru că să mă refer la acel moment, sigur, aș trece într-o discuție pasivă, de distanța mea la de postulare astăzi. Deci, mulțumesc pentru că este sarcină. În mod cer, din mod de recunoștință, în mod de față, sunt de altă părere pe mine. Fata care m-a acțiune în această manifestare, la care îl sta, am văzut. Familia mea, în general, sunt pericolo de suntem și ceea ce ți-a arătat dumneavoastră că am reușit eu să ne amintesc. Este și rezultatul domnului mele școlare, profesionale, educației care a fost desfășurată cu toate. Noi, nu ca să vedeți acest cuvânt, pentru că aș fi acceptată, dar nu pot să nu ne aminte de dascălii mei, profesorii mei, care vreau să profesesc, de la școala generală de voi, nu știu, de acolo, la liceul Andrei Șatuna, și evident că nu pot să sunt țara Sfâncescu, deci sunt un profesor acestei care ne dau atunci când aveam rezultatele pe care ne așteptau de la noi, și profesorul nostru. Dintre profesorii mei, nu vreau să fac nicio fotografie, sigur că nu pot să mă întrebați pe toți. Nici pe cei care m-au folosit, nici pe cei care sunt în relație, dar domnul
doresc să fac totuși două sau trei misiuni. Acum și este vorba de profesorul Constantescu, iertat și care vor citi laudația pe care mi-a scris profesorul. Să vadă la apoi, profesorul Francis Dea, față de care am cramat la tură, comunitatea mea pe care mi-a stămat în urmă, pe care mi-a stămat în urmă, public, comunitatea mea și adesea în capacitatea de a mă mobiliza, m-am implicat, vorbeam de fapt că am fost tot în sfârșit, m-am implicat să susțin întrebările de care și apoi, evident, profesorul Cornel Cursan, mesajul, mulțumesc public, în fapt că am învățat acest mesaj, însă și el sigur că înseamnă acest mesaj. Și înțeleg că efect, că nu am fost public. Și la urmă, dar nu neapărat cel din urmă, și din cauza asta, de la producție, iar pe mea trebuie de speca, profesorul a fost. Toți patru au marcat evoluția mea profesională, deci este o turist, cui de turist de devenit, de care îmi dai al facultății. De aceea cred că omagiul pe care mi l-a făcut în asta astăzi, l-ați adus pe care mi l-a făcut în asta astăzi, eu sunt dator să o îndreptesc într-o alumnie sufletească utile aproape, în omagiul meu către și fără de care acest eveniment în încet nu a făcut. Nu vreau să vorbesc despre volumul cele trei sau vizele despre ele, dacă aș încerca ceva la timp, deocamdată și puțin doar impresia unui puter exterior impresionat și de o parte sentimentelor tuturor celor care au scris, pot întâlnii în aportul lor la apariția volumului față de mine. Este o dovadă care folosește semnificația materială în lucrurile acelor trei de pagini și ca să înțelegeți puțin atmosfera din întregul tuturorie, acelor cinci programe și finalitate despre care mi-ați povestit e limpede că nu te confunzi des mai plus de aceea mă simt dator ca alături de care mi-am adresat deja profesorilor mei colegilor mei și
scurtă paranteză. S-a vorbit mult de ceea ce am făcut în facultate și pentru facultate. Răzvan știe, cunoaștea că nu la prima o să se dea încerci pune sau nu la prima. Tot ce am făcut a fost sprijinul direct sau indirect, declarat sau nu declarat, al colegilor. Foarte important, foarte important, sunt acelor colegi care am pus onorați la noi colegi, deși am pus puterea cu colegilor, sprijinul, cum se spune pe multe ori astăzi, se spune inclusiv în interesele îndepărtări și în conștiințe, seniorii facultăți, trebuie uitați aici, dar revin un rol de mulțumirile care puteți să le adresez și care m-am salutat. Celor menționați, trebuie să le mulțumesc celor patru, nu știu care e denumit, l-am ștetat, pentru că sunt trei. Trebuie niște părinți să nu se mergați licența și un ștetar, celor patru un ștetar care s-au urmat la lupta apariției acestui forum, lupta în care au spre bucuria mea, spre bucuria tuturor celor 200 de autori. Și în sfârșit, fără să menționez, e absolut necesar să menționez sponsorilor care au făcut posibilă această funcție aniversară și din punct de vedere materialul. Ce rezultă din tot ceea ce am spus? Oare permis foarte mult, poate chiar și sau eu cred că rezultă o idee care contrazice textul introductiv al editorului. Dacă se vorbește despre calitatea lor de editor, evident cu oarecare satisfacție am înțeles că eu aș fi editor. Îi mă traduc cu. Nu am nicio calitate. Eu sunt de viitorul etern al dumneavoastră. Cine să trăiască la munca,
Dacă vrei, te bate cu mine.